Sistemul bancar central al Americii este sub mari presiuni, deoarece inflația continuă să lovească gospodăriile cu prețuri tot mai mari. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a oferit un raport semestrial de politică monetară în fața Comisiei Senatului American pentru afaceri bancare. Administrația Biden spune că economia americană este puternică, bazată pe creșterea PIB-ului, ratele șomajului în limite și creșterea consistentă a salariilor. Întreba de senator dacă instrumentele pe care Rezerva Federală le folosește vor ajuta ca prețurile să scadă, răspunsul oficialului bancar a fost, cităm, probabil că nu, încheia citatul. CBN informează că mulți analiști sunt îngrijorați că mișcarea Fed ar putea împinge economia americană într-un blocaj total. Este un risc pe care Rezerva Federală îl recunoaște. Între timp, media națională pentru un galon de benzină este de 4,95 de dolari. Produsele la raft au prețuri mari, cu care cumpărătorii americani nu sunt obișnuiți. În ultima perioadă, mai multe produse de igienă și laptele praf au lipsit din magazine. Pe 14 iunie, ofițerii de poliție din Sudan au intrat într-o clădire a unei biserici în timpul unui studiu biblic și au arestat doi lideri creștini pentru că ar fi, cităm, încălcat ordinea publică, încheia citatul. Ofițerii de poliție din localitatea Omdurman i-au ridicat pe pastorul Kabashi Idris de la Biserica African Inland și pe evanghelistul Iacob Ishak de la Biserica Baptistă Independentă în fața oamenilor care participau la studiul biblic la Biserica Baptistă din zonă. Avocatul care reprezintă pe cei doi pastori a declarat pentru Morning Star News că au fost acuzați de încălcarea ordinii publice în temeiul articolului 77 din Codul Penal al Sudanului. Poliția a fost sesizată de musulmani radicali care s-au plâns deoarece copiii musulmanilor din cartier le plăceau cântecele creștinilor și chiar le cântau pe stradă. Se temeau că s-ar putea converti la creștinism. După ce au fost interogați, cei doi pastori au fost eliberați temporar. Morning Star raportează că dacă bărbații sunt găsiți vinovați, ar putea fi întemnițați 3 luni și amendați. De asemenea, instanța ar putea emite un ordin pentru încetarea slujbelor de închinare la biserică. Serviciul Național de Informații a Turciei a arestat o celulă de 8 agenți care lucra în numele Serviciului Secret Iranian pentru a lovi israelienii din Turcia, a informat joi presa turcă. Membrii celulei au fost prinși având asupra lor arme și muniție în timpul unui raid la hotelul în care erau cazați. Înainte de aceasta, echipa de asasinat, formată din 4 celule separate de câte 2 persoane, a fost filată de securitatea turcă timp de 2 luni. Se crede că celula se pregătea să atace soția unui diplomat israelian pensionar, al cărui nume este ținut secret din motive de securitate. În plus, membrii rețelei înarmate urmăreau și alte grupuri israeliene și le monitorizau îndeaproape activitățile, transferând informații la Teheran. Vestea acestei operațiuni de succes a fost publicată în timp ce ministrul israelian de externe Yair Lapid se află în drum către Turcia pentru a se întâlni cu omologul său, ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, pentru a întări legăturile dintre Ierusalim și Ankara. Consiliul Evanghelic de la Madrid, Alianța Evanghelică Spaniolă și Organizația Grupurile Biblice Spaniole anunță organizarea celui de-al 4-lea Congres de Bioetică, unde experți în domeniu vor oferi o perspectivă biblică asupra eutanasiei, maternitatea surogat, inteligența artificială sau schimbările climatice. Toate acestea sunt câteva dintre provocările tot mai prezente în societate. Evenimentul are sprijinul mai multor organizații evanghelice din Spania. Ediția anterioară s-a desfășurat în urmă cu 11 ani, iar de atunci viața și etica s-au schimbat în mod considerabil. Tema aleasă este, cităm, pentru viață și grija creației. Ne propunem să răspundem la preocupările și întrebările pe care credincioșii le pot avea în fața schimbărilor ce le-a văzut lumea în ultimii ani, subliniază Rosa Maria López Posteguilo de la Grupul de Lucru pentru Bioetică al Alianței Evanghelice Spaniole. Congresul de bioetică este programat să aibă loc în perioada 2-5 decembrie la Madrid. Principalele discuții în plen vor fi susținute de John White, profesor emerit de pediatrie neonatală la Universitatea College London și autor al mai multor cărți.